Nu fi dumnealui. Da, ele. Păi un băiat, ții un băiat, ții. Dar fata ce facem? O tăiem pe jumătate? Ești meu. A crăpat. Ești cel mai mare scroc pe care l-am cunoscut în viața mea. În conflict cu un soț bețiv și infidel care m-a lovit cu un obiect în cap. Nale cu nale cu tundeoa și berbecu. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Interviurile Agro TV. De această dată, după cum puteți vedea, suntem în mijlocul naturii și vom sta de vorbă minutele următoare cu unul dintre cei mai mari actori ai României. Vorbim despre domnul Sebastian Papaiani. Domnule Papaiani, vă mulțumesc că ne-ați primit aici în reședința de la țară, de lângă București. Pentru început, ca să tot suntem acest cadru, vreau să vă întreb ce v-a determinat să vă retrageți aici, nu foarte departe de București, dar în această oază de liniște. Dar nu m-am retras. Nici am o vârstă poate o, dar a fost o întâmplare. În viață, fiind Ștefan Iordache și cu soția Mihaela, ei m-au îndemnat să cumpăr aici, dar nu pentru o retragere, pentru liniște. Nu, mă rog, unii vor liniște, eu nu vreau deloc liniște. Nu vreți liniște? O să vină tăcere și liniște. Dar eu, acum că trăiesc, nu vreau, asta a fost, m-au rugat ei. Aici a fost înainte, mai mulți oameni au trecut pe aici, cunoscuți din București. Ultima persoană a fost o doamnă care a fost directoarea teatrului Sânderic. O doamnă înaltă, așa, în vârstă, mai în vârstă decât mine, și cu soțul ei, domnul, știu că avea o poreclă, Picioruș. Un domn mic așa, care împreună cu copiii au plecat la străinătate. Și au vândut această casă. Pentru că n-au vrut să o vândă oricui, și apărând în calea doamnei Papaiani, cu care mă cunoșteam și ea, mă cunoșteam și eu pe ea, a zis, uite ce pot eu să-ți ofer la niște bani foarte bine. O casă care e făcută din chirpici, nu știu dacă știi ce e aia, nuiele cu pământ, balegă și apă. Balega este, de fapt, cimentul. Și adună asta e casa și care costa foarte puțin. Dacă e vremea frumoasă, stau de aici, dacă nu am și treabă, cum am avut acum câțiva ani, stau că ține. Stau, merg pe împrejurim lacuri, că sunt destule, o salvă mare de lacuri aici. Îmi vin prieteni, plecăm dimineața, venim seara de la baltă. V-am întrebat de ce v-ați luat o casă la țară, pentru că dumneavoastră v-ați născut într-un oraș, un oraș mai mic, în Pitești. Da. Da. Și ați petrecut, să spunem, toată viața într-o zonă citadină. În Piteștiul natal, unde a stat dumneavoastră, era un cartier destul de colorat, ca să-i spun așa, da. Foarte multe nații. Ca să spun, asta că aveați și polonezi, aveați și țigani, aveați și, și evrei. Te-ai documentat? Da, m-am documentat. Aveați un conglomerant așa de, da, de națiuni. Așa cum e acum la Paris. Da. Înțelegi? Acum sunt... Nici nu știi care e țiganul și care e parizianul. Nu, că vorbești unul celul. Eu nu știu limba franceză, deci sunt umilit în fața unui țigan care a fost dat afară din Franța de 10 ori, să zic, dar el a insistat, știi? Mai ales că lua și niște bani într-un timp, a ca și să pleci. A luat și câte $100 sau euro, nu contează. Dar el a insistat, deci insistența este foarte bună atunci când vrei să câștigi. E insist atât de mult încât până nu ajung la pușcărie, nu se lasă. Îi cunoașteți foarte bine. Nu mă îndrept, nu cum are. Îi cunoașteți foarte bine. Totuși, era vreo diferență între anii 30-40 pe care ați petrecut în cartierul din Pitești? Mă refer ca oamenii care stau acolo, fie ei, v-ați spus, țigani, evrei sau polonezi, față de ceea ce vedeți astăzi în București? Eu nu mi-aduc aminte, eu nu stăteam în cartier de țigani. Strada mea avea un nume. Strada Mihai Viteazul 29 era numele. Era un cartier de muncitori. Și tata era muncitor. Țiganii erau peste calea ferată, linia căii ferate, într-o
populație foarte deasă, decât niște căsuțe de cărămidă. Unele case erau, nu erau casuța a mea. Din cărămidă erau oameni care munceau și ei. Erau lustragii, camionagii, birjari, instrumentiști. De-ai făceau astea, meseriile astea, nu furau. N-aveau cum să fure, că îi dădea afară. Era un comisar acolo și mai trăia pe vremea aia și Antonescu, care i-a trimis până la urmă la Bug. Dar era un comisar, se numea comisarul Sevaciuc, rău al năibii, că dacă te prindea în centru, zicea, dar tu ce cauți, bă, păi ce ai venit să furi în centru? Și îl trimitea înapoi. Apropo de, de toată tinerețea dumneavoastră, cum ați ajuns să dați la Institutul de Teatru și Film? M-am prins cineva, pe cuvântul meu. N-ați avut niciun gând înainte? Păi, spuneați că aveați televizor, vă uitați cu interes la filme. Nu de televizor. Am avut televizor, aveam un aparat de radio cehoslovac. Țin minte, se numea Tesla. E de acord până și câine. Tesla se numea, la ăla, dar a fost cineva care a simțit că, v-am mai spus, talentul nu se vede, știi? Păi, și atunci, unde și atunci m-a întâlnit o doamnă, o actriță, care îl cunoștea și pe tata și pe mine, m-a văzut într-o situație, așa cum sunt ridicolo și acum, când povesteam ceva și el a zis, dom'le, băiatul dumneitare are talent, povestește extraordinar. Să dea la teatru, dar a spus, dar la ce? Tata, nu se gândea tata să devină așa ceva. Că zic, tu la teatru, bă, ce să spun dumneavoastră? După ei, eram actor și zic, dar cum corona ta, eu am facultate, e șofer, îmi spui dumneavoastră, nu mai. Păi tata, dar atunci, unde îi vedeați pe actorii la mod atunci? Păi era teatru în Pitești, teatru de Vila. Nu, eu mă refer la cei din film și cei străini, spuneați că ați crescut cu John Wayne, cu Weissmuller, cu Errol Flynn? Păi, ăștia erau personajele din filme, la cinematografele din Pitești, la Gvila, la cinematograful Tomic, acum modern. Vedeam filme și la Cârciumă. Să băteau la Cârciumă, era, toate Cârciumele erau în bătaie, ca și acum. Dar acum n-au motiv. Singurul motiv e că sunt mult mai proști decât proștii dinainte sau din urmă. Se bat pe nimic și se bat urât, se bat până ologesc adversarul, se bat cu bâta un om, oricare ar fi el, îl bat la țară, în șosea. Păi ăștia trebuie strânși, lăsat pantalonii jos, pus pe o piatră de asta și bătut la cur cu biciu. Să-i se facă bine, uite așa, curul, ca cozonacul de Crăciun. Să-i crească, dar de ce te bat, mă, idiotule? De ce o omori? Mă rog, zice, e debil din mental, sărac. Păi de ce îl lași în liber un șofer? Zice, nu știu, domnule, am adormit la volan. Du-te, mă, încolo. Ai băut? Asta nu spune. Și am băut și am adormit la volan. Așa e logic. A pierdut controlul volanului. Auzi, uite, și cum adică? Cum adică el cu ce controla volanul? Mâinile unde le avea? Cum pierzi controlul a ceva pe care ții mâna? S-a rupt volanul și s-a rupt, adică că e un idiot. A luat la Pitești carnet fără examen, gata. Și fetele la fel. Bine, la Pitești era celebră. Păi acolo, dar n-a intrat nimeni la pușcării, nici nu l-a pus să-l bată la cur. Asta era cel mai frumos. Cum la ucrainieni, iese parlamentarul care a mințit, îl ia, îl bagă Tomberon și dă drumul așa, știe că ăla nu mai iese pe stradă niciodată. Și-au luat și cei de la Chișinău, de la ucrainieni. Înainte de a intra în mașină să grăbesc când intră, îl prinde, îl bagă în tomberon, poate mai dă și un pumn în cap și bă, gata, asta. Dar asta este cum așa, cum făceau idioții de hitleriști, de pe casa omului puneau crucea evrească, știi? De ce făceau așa, nu știu, parcă ăștia îi născuseră alți Dumnezei, nu același, aceeași natură. De ce trebuiau să fie ei așa la mână?
vorbesc de treaba asta pentru că eu am crescut într-o curte, cum spuneam ta la început, care erau și, în care erau și evrei, evrei turci, care vindeau înghețată, țigani, care cântau la instrumente, era o familie pușcă, se numea, și de sărbători îi plecau la București, la studio de radio și cântau la un singur țambal, tată și fiu. Ăștia erau. La două mâini? Adică în același timp? În același timp, aceeași melodie cu patru... Cu patru mâini. Patru mâini, da. Patru bețișoare, da. Da. Așa. Și asta era curtea. Eu, în curte la mine, am început să înțeleg, a fost o lume acolo, nu trebuia să mă duc în țigănie să văd cum e țiganul, că era la mine în curte. Dar era un țigan, că se spunea așa, domne, nu strecea calea. Te lăsa, zicea, să trăiți, domnul Papaiani. Și trecea întâi domnul Papaiani. Că el făcea ceva pentru țara asta. Eu am făcut ceva pentru țara asta, mă dau pe mine exemplu. Parlamentarii să vină să-mi spună. Eu aș vrea să am niște întâlniri cu ei, o plăcere ar fi. Aș vrea așa, domnul parlament, azi ce fac? La cine mergem acasă? La mine sau la dumneata? Cu ce mașină mergem? Cu mașina mea sau mașina dumitale de 120.000 de euro? A? Un BMW din ăla, a? Te lauzi că l-ai muncit. Bă, eu am muncit, am făcut 64 de filme. Îmi lua 18.000, nici nu mai știu că acum, mii, da, 18.000, aveam 40.000 bani pe contract. 7% pe care nu mi-a dat înapoi acum, intra la stat, la... Și restul, și eu primeam în mână 24 de milioane. Dar primeam 24 de milioane într-un an de zile. Pentru că aveam începuturile acelea unde, când începeai, îți dădea 10%. Un racat. Mâncam la restaurant, mâncarea o plăteam eu. Dormitus, așa, plăteau ei. Dar eu plăteam mâncarea. Nu mi-ajungeau banii de la filmări pe cât mâncam eu. Și o să spui, da, și bea. Păi da. Păi ce, adică ce să mănânc ciuperci uscate? Bem, că de-abia a intrat ciuperca. Apropo de lumea aceea, și dumneavoastră aveți origini grecești. Deci... Da, la un colț așa. Dacă nu știi limba... Nu știți grecești. Nu știu, nu ești. Fără limbă, că limba de nația, nu? Dar dumneavoastră și tatăl dumneavoastră spuneți că a fost șofer, bunicul spuneați într-un interviu că au fost oameni cu stare. Deci au avut bani la vremea. Da, că tata a fost un rebel și pe vremea aceea rebelii ori se făceau șoferi, ori milițieni. Știi? Tata s-a făcut șofer. Bunicul, unul dintre ei, avea pădurea Tunari, în grecul ăsta. Care știau grecește, a română știau. Țițiripiciri, cum ziceam, că vorbeau mai mult așa, din țiuri. Vorbeau românește, că îi semăna foarte bine, seamănă și acum. Și era un tip care vindea grâu, concesionase tunarii, pădurea tunar, și făcea mangal pentru restaurante, grătar și lemne de foc, surcele, cum se numește, tăia pod. Stejar, bragi, ca acum ne-au distrus pădurile. Și dumneavoastră, dacă n-ați fi ajuns actor făceați, deveați economist, că aveați deja, erați deja contabil. Am fost o contabil, o perioadă, dar o perioadă, centru, da. Că m-a dat afară de la școală, dar asta e altceva. V-a dat afară pentru, tot așa a fost un rebel? Nu. O să scriu o carte și scriu acolo. Da. Nu vreau să mă repet. Și când ați venit aici în București la teatru, s-a schimbat cu ceva viața dumneavoastră din punct de vedere al, nu știu, al relației cu cei din jur? Pentru că ați părăsit lumea aceea pitorească și ați venit în București. Nu, când am fost actor, că așa am venit la București, eu nu sunt bucureștean. Da. Eu veneam când eram copil,
La o mătușă de-a mea care locuia undeva pe Dudești. A, deci făceați vacanțele aici, în București? O parte din ele așa, că n-avea tata bani. Dar am venit în București cu de adevăratele de la Sibiu, unde am stat 11 ani salariat la Teatru de Stat și am venit în 71. În 60 am terminat facultatea, da. În 60, dar, 56. Bine, dar ați făcut și niște filme înainte, până să veniți în București de tot de la Sibiu. Făcusem. Usurus în plină vlară, Purgatoriu, numărul 5. Da, da, da. 3. Purgatoriu numărul 3. E, pentru mine, cum să spun acum, asta este un trecut. Nu vreau să-l plâng niciodată. Nu m-a obosit, pentru că atunci când vrei să faci ceva și simți că poți, faci cu plăcere. În clipa când nu mai ai plăcere de a face ceva, adică profesia ta, ori ai îmbătrânit, ori ești nemulțumit de remunerație, ori te opui, te revolți și n-ai pe cine și n-ai cum altfel decât nu mai vreau, domnule, să filmez. Și cine pierde? Tot tu pierzi. Dar ești bucuros că poți să povestești cum povestesc acum și în anul cu tare n-am mai vrut, au mai venit 3-4 regizori, nu, domnule. Și dumneavoastră când v-ați oprit să film, din filmări? Niciodată, dar zic că pot. Dar vi s-a întâmplat? Să vreți, să aveți momente de rebeliune? Nu știi când poți, când mi-e și rușine acum să spun. Când regizorul, în general, că sunt întâmplă, nu fac acum acasă, că el e regizor, că eu sunt actor. Am întâlnit regizor care, nu știu ce facultate a făcut, dar era, cum să spun, nu avea niciun pic de experiență să nu-l fac prost. Și să vă dau un exemplu, ce sfat mi-a dat odată. Trebuia să filmăm într-o cârciumă. Și eram la masă în grădina cârciumii, eram pe lângă buftea și a venit el, îi plăcea așa să umble cu oameni după el, mulți, ăla îi ținea o geantă, ăla cu tare, ăla cu tare, dacă nu știi să ții propria geantă, nu știi nimic să ții. Înțelegeți-mă că e o geantă fără valoare, o poate fura oricine, mai bine lasă acasă. E, și îmi spune domnule Papaiane, acum e începem să filmăm o secvență la masă. Era foarte serios. Când eu deja îmi comandasem niște mititei, două sticle cu vin acolo și el îmi dădea sfaturi cum să mă așez pe scaun la masă, m-am uitat la el, zic, tu glumești? Dar de ce? Păi m-am așezat de milioane de ori pe scaun la masă. Vrei să mă așez altfel, să stau pe scaun altfel? Nu! Dar eu vă spun ca regizor, nu mai spune că știu. Și după care a venit la mine și a spus, scuzați-mă, dar trebuie să vă spun și eu câte ceva. E, și atunci am vrut să mă opresc. Dar pentru că el a venit, a fost drăguț să spună treaba asta, nu m-am mai oprit. Să recunoască că da, da, dar nu știu ce l-a făcut să spună să mă învețe, adică zice... Un lucru banal. E, nu știi să notați, da, să trecem Dunărea. Nu. E, dați drumul la mâini, ca așa se notă, eu sunt în barcă și vă spun cum să notați. Păi te nici, nu? Ce să spună unul? Te barcă cum să note. Bănuiesc că această secvență vi s-a întâmplat în perioada mai recentă. În timpul de maxim al carierei dumneavoastră ați avut o... cu niște oameni, ați lucrat cu niște oameni și generația noastră a fost generație de valoare. Unii, așa era atunci, se considera că omul are talent. Majoritatea regizorilor, și nu bârfesc pe nimeni, pentru că e o realitate. Și când e real, nu înseamnă că e bârfă, că se poate documenta oricine. Regizorii, nu toți, și chiar actori, nu făceau... cum să spun, nu trebuia să aibă un liceu. Deci te lua din fabrică, dacă aveai talent și dacă treceai,
prin Școala Populară de Artă. Și spunea o poezie pentru Ceaușescu, spunea o glumă undeva la un bal, o serată dansantă. Păi, așa, bă, ce talentat ăsta. Și au ajuns și actori chiar fără facultate. Eu am avut colegi care nu aveau, dar a dat pe urmă Institutul de Teatru, ca să-i zicem așa cum trebuie, târziu de tot. Știi, când puteai, se dă, era bătrân, dar trebuia o hârtie. Ca ăla de la cadre, îi trebuia o hârtie, dă-mi, ce-a făcut și mai vreste și ăla. Îl pe ăla, încă un martă, nu nu aveau, făceau un rol și se termina rolul, că în afară de talent îți trebuie și imaginație. Și dacă pe toate rolurile le faci la fel, înseamnă că n-ai niciuna nici alta, zic eu. Așa. Și regizorii erau făcuți cu studii, erau mai mult greci, care au venit într-un an în care țara asta grecească, cu capitala Atena, a avut o izbucnire comunistă, dar ei nu știau ce e comunist. Am avut un prieten care a spus, domnule, tata are 4 farmacii. Deci când o să fie comunismul la voi, cum credeți că va fi? Va avea 6. Bă, prostule, bă, ți le ia pe toate, bă. Deci atunci, în perioada aia, ei credeau că le dă comunismul. Comunismul nu. Comunismul îți ia. I-a fost tot timpul apropiați de comunism. Dar nu l-au avut niciodată. Nu l-au avut niciodată. Noi nu l-am vrut și l-am avut. E, da. Și acești greci veneau, dacă avea 14 ani, putea să dea la facultate. Nu conta că era comunist. Spuneați că ați făcut acest institut la recomandarea cuiva. Cum ați ajuns să vă îndreptați spre zona comediei? Pentru că sunteți cunoscut ca un foarte bun actor de comedie. Nu și... știi dumneavoastră dacă n-ai văzut. Cele mai multe roluri pe așa. Care le-am văzut erau în comedii. Și am aici... vrânsem pe mine. La noi, artistul e artist. La noi nu se spune comedian. Nu există așa ceva. Dacă ești numai comedian, ai un tic, dar n-ai talent. Dar la noi nu l-ai văzut pe Nicu Constantin într-o dramă. Că nu te-ai dus, că n-ai crezut. Că nu s-a făcut reclamă în sensul ăsta. Înțelegi? Că te fi dus să-l fi văzut pe Vraca făcând o dramă, eu l-am văzut și din culis. L-am văzut. Și am și râs. Pe Amza Pelea l-am văzut făcând comedie. Și făcând și dramă, evident. Pentru că murea de foame dacă făcea numai dramă. El a făcut Neamărin ca să-ți câștige bani. Și la noi, Bibanu spunea așa. Poate să mă asculte, când a fost întrebat, pe bine mă, te duci la televiziune pentru 25 de lei? Și el a spus, iau, nu dau.